Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem. La o poveste aici, la Gura Sobei, așa cum ne-am obișnuit în diminețile acestea răcoroase de decembrie, stăm de povești, să depănăm amintiri. Amintiri din copilărie sau amintiri din viața reală, să vedem ce se mai întâmplă în politica românească, dacă sunteți curioși. Că invitatul meu de astăzi, domnul senator Vasilică Potecă, vine cu vești calde, pentru că doar aseară a venit de la București. Bună dimineața! Bună dimineața! Și vă mulțumesc că ați răspuns afirmativ invitației mele, deși e așa, la prima oră și e pe repede înainte. Ați început astăzi ziua mai repede decât de obicei sau e un obicei să începeți așa de dimineață? De obicei încep dimineața la ora 6, pe la ora 8 ajungeam la Parlament și mă întâlneam cu Ciucă și zicea: bună dimineața, domnule senator, și bună dimineața, domnule președinte, zice: numai noi? Zic: numai noi, zic, cu obicei de oameni vechi, oameni care au făcut armata, zic, din cauza asta, zic, ne vedem la ora 8 la Senat. Da, este un obicei, este un obicei, așa a fost format, probabil că anii în care mi-am desfășurat viața m-au făcut să mă trezesc de dimineață. Deci școala, facultatea, copilăria toată am petrecut-o sub acest comandament al trezitului foarte de dimineață. Așa că nu e o mare problemă faptul că am venit la Ioana la ora 7. Mie personal îmi dă această perioadă a anului, perioada asta dinainte de sărbători, îmi dă așa o stare specială de liniște, de fericire. Chiar povesteam la un moment dat cu un prieten, uitam la niște poze de pe Facebook, știți că sunt acele imagini cu casele împodobite. Bine, eu, pentru mine niciodată nu e prea mult de Crăciun, adică dacă ar fi să împodobesc, aș împodobi tot, nu ar rămâne niciun colț. Și îmi povestea prietenul meu că imaginile acelea îi dă o stare de liniște pentru că își aduce aminte de copilărie și întotdeauna Crăciunul însemna pentru el liniște. Cum erau sărbătorile de iarnă acolo unde dumneavoastră v-ați născut? Ioana, știi cum e acum așa, intri așa direct într-un subiect al sărbătorilor și începi cu Facebook-ul. Uite, din punctul ăsta de vedere, nu sunt un foarte mare admirator al acestui tip de comunicare. Stăteam și mă gândeam acum dacă Ioana mi-ar fi zis: uneori acasă mai ai un album cu fotografii vechi ale anilor copilăriei? Aș fi spus: da, mai am niște poze în niște albume pe celuloid, așa cum știai altă dată, și mă uit din când în când la ele și mi-aduc aminte. În primul rând, trebuie să spun că mă uit la cele poze pentru că ele cuprind oameni vechi, oameni dragi, oameni pe care nu mai sunt unii dintre ei de mult între noi și printre noi, și îmi reamintesc sau îmi revăd copilăria. Eu sunt mai vechi, așa, sunt născut în 1963. Și născut undeva în județul Buzău, într-o comună de munte la granița cu Ardealul de Est, să zic așa. Până la urmă, sărbătorile erau ca la munte, cu foarte multă, multă zăpadă și cu drumuri înfundate, cu case care nu se mai vedeau din troiene. Eram niște copii săraci, erau anii de după război, 1963, erau anii socialismului, în care părinții erau destul de săraci și posibilitățile materiale erau destul de limitate, și din această cauză sărbătorile constituiau un prilej de bucurie. Și iar obiceiurile
constituiau și un, așa le vedeam atunci, un obicei pentru câștig. Adică faptul că ne dădeau covrigi și mere, faptul că puteam să mergem în fiecare casă și să primim până la urmă și de mâncare și de toate celelalte, pentru că eram atât de mici și atât de înghețați în perioada aia, încât cei la care intram și colindam ne și tratau și încercau să ne dea energie pentru următoarea casă. Erau foarte frumoase, în primul rând, când cineva mă întreba dacă înainte era mai bine, spuneam că da, înainte era mai bine pentru că eram mai tineri, nu pentru că condițiile materiale, să spun, cele de astăzi erau prezente atunci. Ce pot să spun? Obiceiurile, ca peste tot, erau un prilej de bucurie, erau un prilej de a ieși. Cei la care mergeai se bucurau cu adevărat că mergeai să colinzi. Era chiar o, să zic așa, un semn de respect să mergi și ei să te primească, iar dacă cumva făceai să nu te duci, îți reproșau tot anul că n-ai fost să-i urezi, să-i colinzi în, de sărbători. Era frumos, lumea era mult mai, fi mult mai săracă, era mult mai atașată și acestor valori, simțeau mult mai bine sărbătorile și se bucurau mult mai mult de sărbători decât reușim să ne bucurăm astăzi. Este o vorbă la români, câte bordeie, atâtea obiceie. Fiecare zonă a țării au obiceiuri diferite de celelalte zone. Un obicei de acolo, din zona dumneavoastră, care, de unde ați copilărit, care nu există în Ardeal și pe care îl țineți minte și îl păstrați așa, în afară de colindat, că cu siguranță, uite, la noi, la Sebeș, se merge cu sorcova. No, n-am prea văzut aici mersul cu sorcova ajun de anul nou, de exemplu, sau dimineața de anul nou. Tu ții minte sorcovitul pentru că te sorcovea pe tine, veneau băieții să sorcovească fetele. Deci tu de asta ții mai minte obiceiul cu sorcova, acum, pentru că îți făcea mare plăcere să-i aștepți pe băieți ca să vină să te sorcovească. Da. Că și tu la rândul tău mergând să faci același lucru. Trebuie să spun un singur lucru, că până la urmă eu sunt esența dezrădăcinării sau unei evoluție a anilor socialismului. Ți-am spus, sunt născut în 63, anul ăsta am făcut 60 de ani și viața m-a făcut în așa fel încât să n-am prea mult timp de stat într-un loc. Le și spuneam unora că n-am reușit în viața asta să stau 4 ani mai mult într-o anumită organizație. Deci, până prin 74, să zic așa, am stat acolo, am făcut primele clase primare, iar ca acum să-ți relatez ție ce obiceiuri erau deosebite față de obiceiurile din Ardeal sau față... Unul care v-a rămas la suflet. Mi-a rămas ansamblu, mi-a rămas imaginea, mi-au rămas lucrurile de acolo. N-aș putea să-ți redau eu acum, sunt o grămadă de experți în aceste chestiuni care spun, eu știu un obicei care este sau îl făceam, n-aș putea să spun, pentru că după aia am plecat la Pitești, unde am trăit, de fapt, toată copilăria și toată tinerețea. M-am deplasat în zonele astea, într-o zonă care era oarecum deosebită din alt punct de vedere. Erau anii socialismului, tata lucra la combinatul petrochimic și mama la combinatul petrochimic la Pitești și eu stăteam în Trivale, un cartier eminamente muncitoresc, adică tot ceea ce a însemnat esența socialismului în anii lui Ceaușescu și am crescut acolo. Deci aia a fost prima mare dezrădăcinare pentru faptul că plecasem dintr-un loc al marilor tradiții și unde lumea era așezată și venisem într-o zonă muncitorească unde lumea era mult mai brutală din punct de vedere, iar obiceiurile acolo se unificau pentru că erau oameni din toate zonele României
și obiceiuri din toate zonele României. Te puteai trezi din Ardeal, puteai vedea din Oltenia, puteai vedea din Moldova. Deci găseai obiceiuri și obiceiuri în perioada asta de toate feluri. Fiecare încerca să-și păstreze identitatea lui, să-și păstreze identitatea culturală. E ceea ce vorbim astăzi noi în raport cu Europa. Așa se petrecea în perioada aia. Atunci mica Europa era cartierul Trivale, care era un cartier muncitoresc, era un cartier care venea și îngemăna până la urmă toate tradițiile și obiceiurile românești. De asta spun că oarecum am crescut în perioada asta cu toate tipurile de obiceiuri și tradiții, pentru că așa ne obliga viața în momentul ăla. Mergem un pas, uite, bună dimineața, ne spune doamna Ioana Tatiana și zice, reușeam să ne bucurăm. Bună dimineața, da, într-adevăr, cumva în trecut, în copilăria noastră, parcă simțeam, deși era, și vorbim și am ajuns la comunism, unde totul era interzis, cumva, parcă ne bucuram totuși un pic altfel de sărbătorile de iarnă. Și domnul Enea Vasile ne zice bună dimineața și tot despre obiceiuri vorbim și tot dintr-un oraș muncitoresc așa cum e Hunedoara, cu siguranță și domnul Enea Vasile o să ne povestească ceva asemănător cu domnul senator, pentru că așa era și Hunedoara, așa era și Sebeșul, de fapt. Sebeșul era, nu era, nu. Aveam cartierele muncitoare Citorești, cum era cartierul Cogălnicianu, unde într-adevăr oamenii, așa cum dumneavoastră povestiți, erau veniți din toată lumea, așa am reușit noi, să, din toată țara. Și acolo, într-adevăr, vedeam obiceiuri din Moldova pe care noi, pentru că nu aveam Facebook, puteam să le vedem pe viu. Acum nu ni se mai par lucruri deosebite, pentru că avem acces la aceste informații. Dar pe vremea aia trebuia să le trăim live. Acolo, între noi, în cartier, cred că acolo se termina și începea viața noastră, nu știu, la vremurile alea. Acum noi vorbim de o perioadă pe care, dacă este să ne... Mă bucur că vorbim de dimineață cu cei care ne trezeam de dimineață, cei care fugeam dintr-o stație într-alta să prindem un autobuz, ca să putem să mergem la lucru, ne agățam de scările autobuzului, ne împingeam în autobuz să ajungem la ora fixată la program, pentru că program era program. Este un lucru pe care astăzi eu, de exemplu, îl resimt cu mare acuitate și cu mare neplăcere interioară, faptul că nu mai respectăm orele de program. Correct. Am fost la un moment dat administrator public la primăria municipiului Deva și făceam acest exercițiu spunându-le tuturor că trebuie să intre la program la ora 8. Și toată lumea mă întreba, păi bă, avem copii, avem probleme și avem, și am spus, nu există așa ceva. Programul este program, programul de lucru este un program în care cineva te așteaptă ca tu să fii prezent în acel loc. Ei, și din această cauză revenind, mi-aduceam aminte, și acum venim pe jos către emisiunea ta, de acel tip de program, de faptul că, indiferent cum era, câtă luptă duceam, trebuia la ora 8 sau la 7, că începeam programul de foarte multe ori la ora 7, nimeni nu-și mai aduce aminte, la ora 7 trebuiau să fiu un prezent la lucru. Mie mi se părea absolut normal și mi se pare și acum și consider că este absolut normal să ai un program, și iar programul trebuie să înceapă de dimineață cu respectarea strictă a orarului și a programului. Până la urmă, programul nu înseamnă până la urmă numai obligația mea vis-a-vis de o instituție, ci obligația mea față de omul care mă așteaptă să fac și să încep să un anumit program. Dacă cineva s-a trezit la ora 8 pentru că are întâlnire cu mine la ora 8, trebuie să intru pe ușă eu la 7, la 8 fără 10 trebuie să fiu pregătit să-l aștept pe acel om la ora 8. Sunt lucruri care țin până la urmă de respect, în primul rând, și doi, și de o anumită disciplină. Disciplină pe care am pierdut-o în raport cu noi și cu ceilalți. Asta și era ideea. O salutăm pe doamna Georgeta Angelica Tomuță, să uite la noi la emisiune. Bună dimineața!
doamna directoare de la JOFM este online. O să o așteptăm curând la noi aici, la Dale Dimineții, să povestim și despre copilăria domniei sale. Pentru că eu mi-am făcut un țel din a vorbi cu acești oameni care au puterea să facă ceva pentru societatea din ziua de astăzi și eu vreau să ajungem acolo unde acești oameni s-au format. Pentru că există o diferență între ceea ce trăim noi astăzi. Noi... Iar haideți să ne oprim. Îți propun următorul exercițiu. Haideți să-l facem. Tu vrei acum să mă aduci în chestia serioasă a cum s-au format oamenii. Da. Oamenii s-au format în funcție de tipurile de societăți și de întâmplări prin care au trecut. O salut pe Geta, pentru că Geta, în afară de faptul că este unul dintre cei mai... Este și un bun prieten, o bună prietenă de-a mea și un foarte bun director și un om care face multe pentru societatea asta noastră bunedoreană. Și ar trebui foarte mult să-i mulțumesc, cu toate că sunt destui care îi contestă meritele nedrept pentru faptul că are o atitudine corectă și mai ofensivă, adică ne mai trezește în raport cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dar revin la acest exercițiu. Vrei, de fapt, să afli despre noi, despre sărbători, în raport, cum am sărbătorit toți acești ani și ce am simțit și ce am trăit în acești ani. Trebuie să spun un lucru în ceea ce mă privește. Sunt omul a două sisteme. M-am format în sistemul socialist, pentru că ți-am spus, sunt născut în 63 și am făcut așa. Deci m-am născut la Buzău, am crescut la Pitești, am făcut facultatea la Sibiu, am făcut armata la Sibiu, m-am însurat la Deva. În 90 eram deja terminat, aveam 27 de ani, terminasem deja această primă mare perioadă din viața mea. Da? După care a intervenit această ruptură, nimeni nu trecuse de la socialism la capitalism și noi am fost primele mari experimente venite din lumea aia care încercam să ne adaptăm unei lumi. Până la urmă, și pe urmă am început partea de construcție a tinereții, să zic așa. Și am început cu, am luat-o de jos, secretar de comună, pe urmă am fost consilier juridic la APA Prod. Era RAGCL-ul cu Doamne secretar Dumnezeu. Secretar administrator la Ilie. Nu mi-o omoră cariera. Nu mi-o omoră cariera, că dacă mă pui așa, toată lumea o să înțeleagă că de la secretar am trecut direct administrator. Nu. Asta s-au petrecut în 20 de ani, draga mea. Că în momentul când ne punem problema oamenilor care astăzi spunem că ne conduc, ar trebui să ne punem problema formării și a carierelor lor, da? A tipurilor de experiențe prin care au trecut și dacă înțeleg raporturile între el și ceilalți cu care vorbesc. Și atunci am luat-o, consilier juridic și tot. În 94 am constatat dintr-o dată că sunt mult prea sărac, că am copil, am nevastă și toate celelalte și am zis că mă apuc de capitalism și am stat 17 ani, am construit fabrici, am avut 700, 800, 500, 300 de angajați. Într-o zi, în 2011, am făcut diabet și m-am întors în administrație că am zis, Doamne Dumnezeule, o să mor și mai vreau o dată să trăiesc, să vedem cum este în administrație. Până am fost director, subprefect, director la apă, șomer, administrator la Ilie, administrator la Deva, prefect, senator. Deci am trecut și prin toate aceste etape și experiențe. Și experiențe și toate. De-aia spuneam că n-am reușit să stau, viața m-a făcut să stau o lungă perioadă de timp într-un serviciu. N-am avut acest privilegiu. Mereu a trebuit să schimb, mereu a trebuit să găsesc soluții și să învăț despre o grămadă de lucruri, ceea ce îndemn și pe ceilalți. Numai din experiențe și din această participare în viața asta socială, poți să vezi și poți să te dezvolți și poți să știi exact la un moment dat când vei lua o decizie pentru ceilalți, dacă e bine, dacă e rău, și trebuie să fii stabil pe ceea ce ești ca om. Iar această stabilitate îți vine numai
din aceste experiențe, din aceste permanente întâlniri și foarte multe frustrări ai în viață, legate și de persoane, situații și toate celelalte. Lucrurile astea te învață. Suferințele, toate celelalte te învață și îți dă dimensiunea a ceea ce urmează să devii. De aia le spun multora când grăbesc fenomenele astea și spun de mâine încolo îl punem pe unul mare director și ce și spun este adevărat că din punct de vedere profesional poate fi foarte bine pregătit, dar din punct de vedere uman și din punct de vedere emoțional lucrurile nu sunt la fel. Există, dacă vrei, această mare discuție astăzi, cum punem judecătorii și perioada lor 20 de ani, ei și în 20 de ani și scoți la pensie, până la urmă și te trezești că marile cazuri complicate le judecă copii de 25-26 de ani, proaspăt ieșiți din... De pe băncile facultății. Nu facultăți, că fac Institutul Național de Magistratură și da... Sunt pe acolo. Oricum n-au avut timp să aibă marile experiențe în viață. Și problema se pune, aplici mecanic un act și ceea ce sau un text de lege sau vii în afară de asta, pui și experiența ta în judecarea acelei situații. Lucrurile aici sunt în plină controversă la nivelul societății românești, lucrurile se vor rezolva. Dar revenind și spunând ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, până la urmă stau și mă gândesc că sunt istoria vie a acestor 60 de ani în România și oarecum am fost supus tuturor experimentelor ăsta și socialiste, de la pionier până la membru de partid comunist, de la proaspăt capitalist până la liberal, o viață aur la 60 de ani. Nu știi niciodată în viață ceea ce ți aduce ziua de mâine. Dar nicio schimbare nu a fost de întâmplătoare. Eu vreau să ne, dacă tot povestim așa, ce a simțit omul Vasilică Potecă când s-a terminat comunismul? Pentru că a fost o ruptură. E clar că erați construit altfel decât mulți dintre cetățeni simțiați. S-a dovedit asta, că ați devenit om politic, ați schimbat partea privată cu administrația publică, care e foarte întortocheată, ați și făcut școală pentru a putea înțelege toate pârghiile, că nu toți demnitarii au și școală. Sunt foarte mulți care rămân doar la numire și se și pierd foarte repede. Acum au mai multă școală decât vă vine să credeți, pentru că inflația, da, asta nu se numește școală. Am înțeles. Se numește că este competiția de obținere a diplomelor. Eu unul sunt de-a dreptul speriat astăzi, când, de exemplu, dacă ar trebui să concurez cu cineva undeva, într-un post, într-o chestiune, sigur că aș fi declarat după numărul de diplome incompetent. Pentru simplu motiv că dacă vă uitați într-un CV, te sperii de numărul de diplome și numărul de calificări și te stai și te întrebi, Doamne Dumnezeule, omul ăsta cred că are 170 de ani sau spre 200, pentru că nu poți să acumulezi atâtea diplome într-o scurtă viață de om și într-o scurtă carieră. Adică ori omul ăsta studiază, e scris la toate universitățile și cursurile de perfecționare de pe pământul ăsta, ori cineva le trimite Moș Crăciun, îi aduce prin poște din două în două săptămâni, că nu se poate. N-ai cum. Eu am rămas, am refuzat acest tip de... M-a enervat constant acest lucru cu diplomele și cu doctoratele astea și cu tot ceea ce s-a întâmplat. Sunt lucruri care trebuie discutate. Cineva prin 1998-2000 îmi propunea un asemenea sistem de ca să iau un doctorat într-o anumită manieră, ceva mai controversată, fiind de epoca nebună a societății românești, atunci când se putea orice de oriunde și... Și i-a spus, stimate domn, îmi propui să dau o anumită sumă de bani și să obțin această diplomă de doctor în nu știu ce. Nu știu, nu sunt, crede-mă, nu sunt atât de deștept încât să cred că aș putea să fiu doctor în meseria mea.
Nu sunt. Dacă eram pregătit, dacă ți-aș fi spus că sunt. Iar eu respect prea mult meseria asta și ca să devin ceea ce nu sunt. Nu vreau și n-am vrut, am refuzat. Din cauza asta am avut un parcurs clar. Am făcut liceu, mi-au dat diplomă că am terminat liceul. Am început în 1983 facultatea, în 87 am terminat-o. Mi-au dat o diplomă, da? Am mai avut în 90 o diplomă de perfecționare, că era problema, terminase dreptul administrativ și ca să poți să practici cealaltă să partea dreptului, mai trebuia o perfecționare și de un an pe care am făcut-o la Universitatea București și mi-am completat cealaltă parte a studiilor, dar era vorba de o completare a studiilor. Din acel moment, diplome pentru mine au mai fost diplomele când am fost subprefect, am făcut un an de zile perfecționarea în meseria asta și în momentul când mi-am dat iar examenele pentru un alt funcționar public. Deci în 2011 am devenit un alt funcționar public înainte de a mă duce subprefect, prefect și toate celelalte, de a merge pe o anumită treaptă în ierarhia statului. Dar asta l-am făcut pentru că mergeam către funcții mai înalte în stat și atunci trebuia să am această chestiune de studiu, dar nu era de perfecționare, era de tot de o anumită știință. Din cauza asta le-am spus, n-am făcut, și-au toți, și-au de mediu, de curățat bocaj, nu mai știu de ce. Toată lumea cere și toată lumea îmi spune, da, zice, n-aveți master. Dragă, zic, n-am și nici n-am nevoie de master și le-am spus. Eu n-am terminat ca voi pe sistemul Bologna 3 cu 2, 2 cu 1, am terminat facultatea normală 4 ani când mi-a zis tovarășul, că așa mi-a fixat în 82. În 87 tovarășa mi-a dat repartiție la Hunedoara, eu eram la Sibiu atunci și cu asta basta. Atunci era obligatoriu să te duci la post, să duceai, munceai unde socialismul își cerea în țara asta și așa am procedat. Restul lucrurilor le-am făcut muncind, da? Restul lucrurilor au fost zile și nopți de muncă și de chin și pentru formarea mea ca om și pentru să dau ceva celor care îmi dăduseră înainte, părinților, societății, îmi dăduseră școală și educație. Care perioadă vi s-a părut mai grea? Atunci, anii aceia, după Revoluție 90, când ne-am trezit cu toții în fața capitalismului, sau acei ani în care ați trecut în partea antreprenoriatului și ați început să creați? Adică, șocul care a fost mai mare? În momentul în care a dispărut comunismul sau când v-ați trezit în fața faptului că trebuie să produci, să pui pâine pe masă, să te gândești că aceia angajați depind de hotărârile dumneavoastră? Noi o luăm acum că aceia angajați... Nu, vorbim personal acum. Eu m-am căsătorit în 89 cu câteva, cred că, da, în 30 iulie. Și în 90 m-am trezit că eram secretar pe la Turdaș și aveam o soție frumoasă, deșteaptă și extrem de educată acasă. Așa. Și încercam și noi să găsim să ne găsim un drum în viață. Soția mea este foarte ambițioasă și mereu m-a susținut, dar nu numai că m-a susținut, că până la urmă m-a și depășit așa ca muncă, imaginație și ea este de, în timp ce plecam dintr-un loc în altul, încercam să găsesc fel de soluții, ea este de o constanță extraordinară, adică ea s-a apucat de capitalism în 1998 și astăzi este acolo, face fabrice, are aceia muncitori, are aceiași angajați de vreo 30 de ani, s-a pensionat acum anticipat și acum cred că și dispare și fabrica pentru că toți pe cei care are acum îi pensionează că lucrează cu ea de 30 de ani. Și a zis, voi sunteți o fabrică chiar de familie. Până la urmă v-ați întâlnit la un moment dat ca într-o căsătorie și ați rezistat împreună aproape 30 de ani și ieșiți și la pensie împreună. Deci, revenind și spunând chestiunea despre greutăți.
Nu, toate perioadele au fost foarte grele. Astăzi vorbim că România este greu. Astăzi vorbim că în România sunt o grămadă de probleme. Standardele la care România este astăzi sunt mult peste ceea ce știam. Eu îmi fac în minte toată perioada copilăriei, toată perioada tinereții și toate cealaltă. Au fost perioade grele. Perioadele niciodată nu este ușor. Și noi, greșeala noastră în raport cu copiii, cam și eu unul, și mereu l-am trimis mereu și i-am spus mereu că trebuie să facă lucrurile de la bază. I-am spus nu sări etapele. Mereu a fost greu, crede-mă. Nu, probleme sunt în fiecare zi. Părinții fac o mare, că vorbeam de copii acum, fac o mare eroare. Încearcă astăzi să izoleze într-un balon, într-o bulă, cum folosiți voi acest, voi ăștia mai noi, mai moderne, așa termenul, în care să izolați și să le spuneți că totul e roz înăuntru și că nu trebuie să aibă contact cu lumea de afară. Bula se sparge într-o zi din varii pricini și oamenii încep să se lovească de oameni reali, de situații reale și atunci nu mai știu cum să rezolve aceste situații. Suntem în aceste zile, în această mare discuție cu drogurile, cu celelalte drame pe din care păcate. Societatea românească le desfășoară. Aceste drame sunt și copiii sunt expuși acestor drame pentru faptul că nu au cunoscut viața reală și pentru că nu au fost învățați să își asume. Adică nu au fost luați niciodată de mâini și de picioare și aruncați într-un bazin cu apă să învețe să înoate. Au notat mereu alții în locul lor. Și în momentul în care au fost expuși situațiilor de genul droguri și celelalte, au clacat și au venit și au intrat în această viață și în acest mod de a-și crede că își construiesc viața. Adică au continuat iluzia din balon în afara balonului. Iluzia că e bine, că e roz, nu știu ce. Că dacă prima dată era roz în balon pentru că era mămica și tăticu, în afară erau drogurile care îți creau alt tip de idee. Astea sunt dramele prin care trăim și de care trebuie să-i apărăm. De aceea spun că mereu perioadele au fost complicate, mereu perioadele au fost grele și că trebuie să trecem prin ele. Viața, până la urmă, este o luptă și este o luptă permanentă între tine și ceilalți, între tine și tine, dacă vrei să o luăm așa. Dar care a fost cea mai marcantă perioadă? Nu există o perioadă marcantă. Fiecare perioadă, ajungând la 60 de ani, aș putea spune că a avut frumusețea și urâțenia, problemele legate de viață. Fiecare perioadă are. Perioada copilăriei eram foarte săraci, dar eram copii și ne bucuram de copilărie. Tinerețea a fost zbuciumată, eram la Pitești, era extraordinar, școală generală, liceu, toate celelalte. Am făcut prima treaptă la Pitești, a doua treaptă s-a desființat sistemul de filologie, istorie din România, în vremea lui Ceaușescu, că n-aveam nevoie de intelectuali, au rămas 10 licee în țară, a trebuit să merg la Câmpul Lung, făceam naveta, eram extraordinar, rămâneam cu trenul în pană, m-au dat afară din cămin, că eram... Făceam fel de fel de trăznești și atunci făceam navetă vreo 50 de kilometri în fiecare zi. După care am terminat, am venit la Turdaș și repartizat secretar. M-am căsătorit, a fost o altă perioadă, a fost perioada de întemeierea unei familii, a fost o perioadă extraordinară, deci n-aș putea să spun. A fost acea ruptură între socialism și și capitalism. A fost această trecere, a fost această schimbare de... am prins toată această schimbare de concepte, am început să știm ceea ce se întâmplase în trecutul României, pentru că eram formați și aveam foarte puține informații despre ceea ce însemnase România altădată. Despre oamenii, mari oamenii ai acestei țări și cei care făcuseră această țară. Despre multe lucruri am învățat după 90. Am intrat în politică, am intrat în afaceri. Ajungem acolo, că de la administrație publică și până la politică sunt totuși câțiva pași.
ce, care a fost motivul pentru care ați hotărât să faceți politică? Am fost, dintr-un punct de vedere, am fost un om politic mai toată viața. Înainte de a veni la tine, mi-aduceam aminte că în 89, cred că da, prin mari, nu, greșesc. În 88, când eu am cunoscut-o pe soția mea, mi-aduceam aminte cu umor că zic, o să mă întreb cum am cunoscut-o eu pe soția mea, știi? Că e așa o întâmplare foarte haznie, drăguță. Am un prieten, cel mai bun prieten al meu, sunt un om al, cu toate că am schimbat multe lucruri, am câțiva prieteni de-o viață și am un prieten încă din școala generală, suntem prieteni de 50 de ani. Și era ziua lui în 27 martie și eu eram la secretar la Turda și m-am dus la Pitești să sărbătorez ziua lui. Ne-am dus, am ajuns eu seara, nu ne mai primeam, ne-am dus, am cumpărat două sticle de vin de la restaurantul Argeșului și ne-am dus în Trivale, cartierul nostru în care ne petrecusem copilăria și tinerețea. Și am stat și povesteam atunci despre cartea lui Ior Lucaci, care avea oarecum un... Ior Lucaci este un filozof, până la urmă, un scriitor ungur, care scria despre restructurarea și despre marile teme ale socialismului și despre evoluțiile cu o anumită timiditatea și restricțiile care erau în momentul ăla în lumea socialistă și scria despre evoluțiile care ar fi trebuit să vină în lumea comunistă. Și vorbeam și povesteam și de atunci încă ne gândeam că lucrurile s-ar putea schimba, venise oarecum Gorbaciov, băgase cele două mari concepte, perestroica și glasnostul și povesteam despre ele cu o anumită, într-o frumoasă noapte în care ningea și beam două sticle de vin în Trivale, în cartierul copilăriei noastre. De atunci începusem să avem aceste tipuri de discuții și știam că lucrurile se vor întâmpla într-un anumit fel. Dintr-un punct de vedere, știam de atunci că voi fi liberal. Eu nu sunt liberal pentru că sunt înscris în Partidul Național Liberal. Sunt liberal pentru că credeam... În doctrina de dreapta. Da, și... poate până în 1990 nu citisem atât de mult, că nici n-am aveam acces. Dar Correct. După 90, tot ceea ce s-a întâmplat, tot contactul care l-am avut cu cei care știau sistemul, toate lucrurile astea m-au format. Adică am mers cu mintea deschisă către un anumit sistem. Am avut mereu un pic o problemă cu stânga. Nu eram cu stânga pentru simplu motiv că venisem din... perioada comunistă, confundam stânga cu această chestiune comunistă și îmi dădea fiori. Eu știam, eu fiind destul de sărac în perioada trecând prin toate lumile alea, ale lumii muncitorești, ale anilor 80, crescând cu cheia de gât, cum se spune, da, stând la cozi interminabile pentru... pentru portocală, da, pentru banane care veneau o dată pe an. Deci eu am prins în plin restricțiile anilor 80. Și oarecum m-a făcut să mă depărtez de această stângă, cu toate că era chestiunea cu împărțeala, era chestiunea cu dacă nu ai nu, până la 30 de ani nu ești social-democrat sau de stânga nu ești așa. Nu, am fost de dreapta și atunci am evoluat în această parte de dreapta. Am avut primele mari contacte pentru că am fost membru al Partidului Alianței Civice. Prima dată am fost participat mai la toate manifestările anilor 90 de început. În 94 eram deja membru în Comitetul Național al Partidului Alianței Civice. Începusem partea de capitalism. Mă săturasem de administrație, am zis gata cu administrația, e clar că lumea românească se va îndrepta. Nu, dacă aș fi știut acum la 60 de ani, în 2023, că toată lumea vrea să lucreze la stat, nu știu ce aș fi, m-aș fi orientat să stau la stat toată viața. Și am zis nu,
Deci trebuie să plec și trebuie să fac. Îmi făcea mare plăcere să fac lucruri. Și atunci am zis, gata, termin cu partea asta. Într-o dimineață m-am trezit, i-am spus soției mele când dau demisia. Eram, cred că, șef serviciu la primăria Deva, 93-94. I-am spus, nu, îmi dau demisia, mi-am dat demisia și la revedere am plecat să mă apuc de capitalism. Nu ne-ați povestit cum ați cunoscut-o pe doamna Mirela? Așa, uite că vezi că sar de la una la alta. Stând cu prietenul ăsta al meu și că am dat-o de ce am devenit devenit liberal. Am venit, am terminat cu el, am sărbătorit ziua, am luat trenul, făceam 11 ore de la Pitești, că veneai pe la Valea Oltului, Craiova, te întorceai la Vâlcea și la te duceai. Da, era o adevărată aventură să mă duc să văd părinții la Pitești, făcând ocolul ăsta cu trenul. Și am venit la primărie și Dumnezeu să-l ierte, aveam un primar, un om extraordinar, a murit anul ăsta, Mircea David, și îmi zice, mă, atunci la primărie nu era ca acum să angajezi dacă îți trebuie să-ți cumpere cineva pix, să cumpere unul special, să cumpere pixuri și aveai sute de angajați. Adică eram la primăria de comun, eram 7 oameni. Atâți eram, atâți făceam, eram în partea executivă a primăriei. Erai secretar, contabil, agent agricol, viceprimar, primar, guard comunal și nu mai știu ce e acolo. 6-7 oameni eram în fond. Și ăsta îmi zice, băi, o ședință cu UTC-ul și nu are cine să se ducă. Și dacă erai secretar atunci, erai și președinte la femei și la bărbați și la partid și la UTC și la pionieri, erai de toate, că n-aveai ce. Zice, du-te la ședință, că trebuia să te duci să participi la o ședință. Și m-am dus și era la Casa de Cultură și peste drum că mi-aduc aminte, vezi că mi-aduc aminte. Păi nu, că și m-a apucat eu acolo și l-am întrebat, era un om deschis de la partid și a discutat, dumneavoastră, zic, când vom face noi Europa aia de la Ural la Atlantic, așa cum zicea Gorbaciov? Și era destul de, era o perioadă de asta, domne, nu? Lucrurile vor evolua, nu știu ce, mama, așa. Și când să ies pe ușă, m-am intersectat cu o domnișoară și bineînțeles că m-am îndrăgostit. Ei, nu m-am îndrăgostit, că doar nu sunt automat. Am intrat în vorbă ca orice om, ca între doi oameni tineri. Și am vorbit de la Casa de Cultură până la Blocul Turn, pentru că locuia la Blocul Turn, aici, la Transilvania. Și așa se zicea, Blocul Turn la Transilvania. Uite că și acum mi-au rămas lucrurile, pentru că era restaurantul Transilvania legat de Blocul Turn și zicea, la Blocul Turn, la Transilvania, ca să vezi că obiceiurile vechi nu-mi dispar. Și am rămas, bineînțeles, galant, să bem o cafea. Bineînțeles că puteai să bei atunci o cafea excepțională care se numea Nechezol, că ții minte tu obiceiul cu Nechezolul, de unde să găsești cafea, știi? Și am stat la o cafea, am povestit și am rămas într-un timp de relație, discutând mereu. Am mai tot discutat în perioada aia și n-aveați Facebook, cum vă întâlniați? Dragă, uite, eu Cristina, aveam marele noroc că avea telefon fix, iar eu la primărie aveam telefon fix, că eram secretar, da? Și cum în perioada aia lucram de dimineață până noaptea, n-aveam nicio problemă, că nu mă iertau ăștia la partid dacă nu făceam situațiile cum... Doamne, atunci am învățat să bat la mașină pentru că nu știam, venit din facultate și stăteam câte 14 ore pe zi să încep să bat 2-3 pagini de hotărâri la mașină, celebra mașina Olimpia, să reușesc să fac ședințele pe a doua zi. Da, și stăteam seara îmi dădeam un telefon și mai stăteam la povești și știi cum e tinerețea, depuneam fel de fel de lucruri, mai spuneam fel de fel de lucruri de la mine de prin sud, de la Sibiu, povesteam situațiile care erau, da, în general stăteam de povești și așa s-a legat o frumoasă poveste de dragoste, ajungând și astăzi să fim împreună, să o iubesc la fel ca atunci, să-mi aduc cu drag aminte ca atunci.
ce se întâmplă, toate lucrurile, ca în fiecare familie. Sunt, fiecare este cu povestea lui și cu mica lui, cum să spun, cu micul lui univers. Și povestea noastră din această dimineață, uite, impresionează, ne scrie o telespectatoare, doamna Ioana Tatiana, eram și copilul vecinei să ia și ea un chil de mezel și trimite un zâmbăriș din ăla cu capul la vale. Vedeți, oamenii împărtășesc poveștile noastre. Haideți să vă spun o întâmplare din copilărie, știi, apropo de asta cu chilul de mezel. Eu mi-aduc aminte că, cum eram la Pitești, structurați, că de asta eram pe o scară de bloc în cartier și eram, unii eram din zona... Eu, noi eram de la Buzău, unii erau de prin Moldova, unii erau de prin Oltenia și mama era, mama o femeie excepțională, are 82 de ani și tata 88, trăiesc, le dat Dumnezeu sănătate. Doamne, așa, ajută-i. Și o femeie foarte ageră la minte, așa, dar era de o anumită vârstă. Celelalte erau mai tinerele, mai nu știu ce. Și veneau să discute, vreau să vorbească cu mama. Marele prilej să discute cu mama era următorul. Tati Cornelia, n-ai să ne dai o cană cu orez? Și veneau. Mama, bineînțeles, venea și lua cana, eu asta îi umplea orezul, îi punea, îi dădea orezul și s-apucau și stătea în ușă. Și începeau să povestească cu mama. Nu intra. Deci, bă, era regulă. Mama era în tocul ușii, asta era pe scară. Și începeau. Și chestiunea asta cu cana de orez începea pe la ora 5-6 după amiază, se termina pe la 7, așa, tot în ușă. Și venea tata și zicea... Dumnezeule, de ce nu intrați în casă? Stați aici, povestiți, stați jos. Nu, că mă grăbesc. De atunci am învățat și eu. De câte ori am o câte o chestie de asta, zic, văd pe câte o cucoană, dar nu, mă grăbesc și stă de povești. Zic, asta precis a venit la o cană de orez. Zic, e clar că nu, n-am, astăzi n-am, este indisponibilă și soția mea. Știi? Nu, mă grăbesc. Zic, e clar. La o cană de orez. Da, du-te foarte tare. Și... Cred că toți am trăit asta cu cana de orez sau o ceapă. Mereu aflam toate necazurile și problemele vecinilor la o cană era, de orez. Era chestiunea cu cana de orez pentru că pe scară mirosea mereu a sarmale. Și, de ce? Dar erau și o chestiune și cu sarmalele. Că sora mea, am o soră, e la București. E director pe la Ministerul Agriculturii și biata de ea erau anii, noi eram, eu și fratele meu, eram studenți în perioada anilor 80 și noi mergeam la facultate și veneam sâmbătă, duminica, la o anumită perioadă acasă și mama biata de ea strângea carne că când plecam, cum erai student, trebuia să-ți dea 3 chiftele, 2 șnițele și nu mai știu ce făceam, ce ne dădea acolo. Și ea era, e sora mea mai mică cu 14 ani ca mine, ea fiind acolo era carnea de tun a familiei, o trimitea mama cu plasa să stea la coadă la complexul 2 ca să poată să ia o chil de carne, jumătate de pachet de un, 5 ouă, ce alea, ca să poată să ne monteze nouă ceva acolo. Și venea fratele meu acasă și zicea, m-a întrebat mama, câte ochiuri vrei? La care venea, fratele meu fiind un tip glumeț, a murit Dumnezeu să sărierte, zicea 5, la care sora mea zicea, s-a apucat de plâns, că era toate ouăle pe care ea le putuse să-i le dea ăștia la magazin. Și... Era o perioadă excepțională. Am trăit oarecum în solidaritatea aia. Ne scrie, așa era înlocuit psihologul, adevărat, vis-a-vis de cana de orez, că nu aveam curajul să batem la vecina, să-i spunem ce necazuri avem, dar mergeam să cerem ceva împrumut și acolo găseam cel mai bun psiholog. Mereu vecinii au știut să ne ajute să desfacem greutățile vieții. Dar vreau să depășim un pic momentul, pentru că nu mai avem foarte puțin timp din emisiune. A trecut o altă perioadă foarte grea și inedită de data aceasta, pentru că a fost irepetabilă și sper să nu mai repetăm în viața asta. Ați fost prefect în cea mai grea perioadă după război prin care a trecut această țară, pandemia. Ați fost prefect în acei ani tulburi,
în care parcă mintea noastră a tuturor a luat razna, nu știam cu ce ne confruntăm, nu vedeam dușmanul. Cred că era mai ușor în război, știai cine-i dușmanul, te puteai apăra. Cum a marcat această perioadă pe omul Vasilică Potecă? Mai mult decât pe oricare din jur, pentru că să înțelegem lucrurile. Până la pandemie am fost un om, după pandemie am ieșit alt om. De ce? Este pentru prima dată în viață când moartea a fost foarte aproape de mine și am simțit-o altfel decât o simți în mod normal. Ce se întâmplă? Eu am ajuns prefect cu 3 luni înainte de începerea pandemiei, până în decembrie am depus jurământul și în martie s-a declanșat pandemia. Pandemia pentru mine a avut două conotații. Unu, că era ceva inedit, ceva ceea ce nu știam despre nimic. Adică e un lucru pe care nu-l cunoști și nimeni nu poate să-l explice. Oricât ai căuta, nu găsești nicio explicație pentru fenomenul ăla. Și doi la mână, era vorba despre mine. În momentul când s-a declanșat pandemia și se spunea că cei primii care se testau sunt bolnavi de diabet și pentru că au imunitatea mai scăzută și cu boli autoimune. Eu fiind diabetic și fiind bolnav de diabet, eram expus în primul rând ca și personal să mor pentru simplu motiv, pentru că aveam acea boală, iar expunerea mea în raportul ăsta era mult mai mare. Nu m-am speriat, că de obicei nu mă sperii, că cred că toată viața m-a format să fiu rece în decizie și să am posibilitatea să analizez lucrurile și să nu mă duc pe o isterie de genul ăsta. Dar în ziua în care te trezești singur, pentru că toată lumea s-a speriat în prima fază, toată lumea s-a declanșat o isterie generală și toate celelalte, trebuie să rămâi rece și calm în această perioadă. Și cred că am rămas rece și calm în această perioadă. Am încercat să îndrept și să fac lucrurile după știința trecutului. Adică am încercat să-mi aplic și să-mi aduc aminte tot ceea ce am trăit, de asta tot ceea ce am povestit, iar deciziile pe care le-am luat cu mintea la trecut, cu mintea la oameni și cu mintea la durerea la care participasem și la multele probleme la care participasem în anii ăștia. A fost, deci credeți-mă, atât de brutal a fost perioada încât după 2 luni de zile am încercat să-mi amintesc că la un moment dat trebuia să plătesc ceva în pinul de la card. Uitasem cu totul, totul se resetase în mintea mea, totul era un val vârtej în capul meu, totul era focalizat pe această chestiune care a fost COVID-ul. Sunt mulți oameni astăzi care jură, mulți oameni astăzi care spun că a fost, n-a fost, este sau nu este, nu știu, este, nu știu, a fost, n-a fost. Ceea ce este foarte real este că mi-au murit prieteni, mi-au murit cunoștințe, au murit oameni de lângă mine, din jurul meu. Am încercat să fac maximum din ceea ce am crezut că pot să fac și cu puțina știință pe care o aveam și cu umanitatea de care pot să dau dovadă în asemenea și empatia de care am putut să dau dovadă în perioada asta. Dar este un lucru cert. Moartea, durerea, disperarea și toate celelalte lucruri m-au transformat și m-au transformat iremediabil. În sensul că dacă astăzi sunt ceea ce sunt, sunt mai calm, mai liniștit și mult, mult mai înțelegător în ceea ce privește și natura umană și modul la care ne manifestăm și chiar ceea ce facem astăzi și cu politica și cu toate celelalte lucruri. Faptul că acea perioadă a fost cum a fost m-a făcut un pic mai intransigent în raport cu mine și cu principiile și cu oamenii din jurul meu și din cauza asta probabil mi s-au întâmplat, pentru că mulți nu s-au transformat, numai s-au speriat și au uitat și nu s-a întâmplat nimic în mintea și în modul lor de a se comporta și au reluat vechile obiceiuri după ce au crezut că au scăpat de boală și de pandemie și de moarte și de celelalte lucruri. Aceste lucruri
se manifestă și astăzi, și astăzi dăm iar dovadă de aceeași lipsă și de aceeași intoleranță în multe cazuri în societatea românească. De aceea spun că mi s-au întâmplat după această perioadă o grămadă de lucruri personale, dar nu am cedat și nu voi ceda la șantajele nici emoționale și nici la șantajele sociale la care sunt supus. Trec într-o altă stare, voi face altceva și voi întemeia și voi crede într-un alt și într-un nou sistem, rămânând pe aceleași valori, pe aceleași care sunt valorile societății românești, valorile pe care le-am creat împreună în anii de comunism, de după comunism și până astăzi. Acesta va fi subiectul probabil următoarei întâlniri cu domnul senator Vasilică Potecă. Am încercat astăzi, dragii mei, să ajungem până la perioada actuală, ce a marcat, ce l-a marcat ca un politic și ca om pe domnul senator Vasilică Potecă și de ce a luat hotărârea schimbării radicale. Vă invit într-o emisiune următoare, sunt foarte convinsă că cei de acasă vor vrea să afle ce urmează, că e clar că urmează, ați făcut un pas, ați schimbat, dar timpul nostru de astăzi s-a scurs, s-a încheiat emisiunea. Am putea să zic, pot să o transmit și de seară emisiunea, să zic, spunem la un final bună seara, că e tot... Întuneric afară. Noi am încheiat emisiunea și afară încă n-a răsărit soarele. Dar noi purtăm soare în suflet, dragii mei, și sunt foarte convinsă că asta e suficient să ne încălzească inima. Cei care iubesc produsele tradiționale hunedorene, dragii mei, cei care își aduc aminte de copilărie, așa cum noi am povestit în această dimineață, și nu mai putem să tăiem porcul din diferite motive, nu-l tăiem de pe listă, casa țurcană. Ioana, uite că te mai țin o singură secundă. Da. De ce nu mai tăiem porcul? O să-l tăiem de pe listă, probabil, din diferite motive. Deci dacă, pentru că nu e sănătos, că e colesterol, deci e... Am o mare rugăminte. Da. Vorbeai de una dintre tradițiile care trebuie să-mi aduc aminte de ele. Uite, tăiatul porcului mi-aduc aminte, care se tăia într-un anumit fel. Uite, puteai să-mi spui despre o tradiție care este altfel decât în Ardeal sau este în Sud. O povestim. Păi o povestim la următoarea emisiune. Dar speriatul ăsta și spusul ăsta, nu mai tăiem porcul care colesterol, nu mai facem nu știu ce. Auzi, într-o zi trebuie să și mor de ceva, că mor sănătos sau bolnav, tu trebuie să mor. Dragii mei, Casa Țurcanu în Piața Agroalimentară vă așteaptă cu produse tradiționale ca la mama. Uite acasă, ce frumos arată parcă aș mânca așa. Da, uite, așa o să devin dealer de produse de la Casa Țurcanu. Pe vremuri. Îi salutăm pe Bia, îi salutăm. Și de-abia așteptăm să trecem. Tot la fel de mult le mulțumesc și celor de la... De s-a pus să mănânc, că sunt diabetic, dar aș putea mânca. Da, că e uite bun. Ce frumos arată. Și sunt produse 100% naturale pentru că ei mănâncă ceea ce gătesc. A spus Bianca aici într-o emisiune de 1 decembrie. O să mai revedem pe Bianca, dar nu în această perioadă pentru că nu o scoatem din carmangerie. Dar până una alta mergem noi la Bunătăți din Hunedoara în Piața Agroalimentară. Trecem la ceilalți prietenei mei pe care îi iubesc la fel de mult ca și pe cei de la Casa Țurcanu, Brutăria Mercurian, dragii mei, sunt cei care nu lasă Crăciunul să treacă prea repede, pentru că cozonac, cornulețe, pâine pe vatră, chec, tot ce ne dorim. Să le spui că acum, după asta mă apuc, arată absolut... Și de post și dacă delicios, nu țineți post. Absolut delicios. Acum mă apuc de ele după ce terminăm. Ieșim din emisiune. Uite, le facem. Trebuie să-i stimulăm și să-i ajutăm pe acești oameni pentru că sunt extraordinari. Fără ei sărbătorile n-ar fi atât de gustoase, delicioase și frumoase. Vă iubesc, dragii mei. Până mâine dimineață, vă rog din suflet, nu uitați să fiți buni. Dacă vreți. Dar nu uitați să iubiți, nu uitați să dăruiți.
puțin din iubirea voastră. Pe mâine dimineață.